Preasfințitul Părinte Ambrozie, episcopul Giurgiului, a oficiat astăzi Sfânta Liturghie în Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din orașul Mihăilești, județul Giurgiu. Preasfinția sa le-a vorbit celor prezenți despre pilda întoarcerii fiului risipitor. Evanghelia de astăzi este o pildă, o parabolă, pentru că tatăl care îl așteaptă pe fiul risipitor să-și vină în sine și să spună: tată, am greșit la cer și înaintea ta, tatăl își aștepta fiul risipitor. Așa spune, și fiind el încă departe, acest fiu risipitor, tatăl a alergat în întâmpinarea sa și l-a îmbrățișat și spune Sfântul Vasile cel Mare, cu o tâlcuire foarte frumoasă la această pericopă evanghelică, și cu îmbrățișare tatăl a iertat ceea ce pocăința fiului curățise deja. Faptul că spune: fiul, am greșit la cer și înaintea ta nu sunt vrednic să fiu fiul tău. Când vin copiii la noi să ne spună: mamă, tată, am greșit la cer și înaintea ta, nu vin. Și aștepți întoarcerea ca un părinte, pui mâna la ochi și privești și aștepți să se întoarcă. Ierarhul l-a felicitat pe părintele consilier eparhial Gabriel Chirculeanu, parohul bisericii, pentru activitatea pastoral-misionară desfășurată și i-a dăruit o bederniță, cărți și albume publicate la editura episcopiei. De asemenea, primarul orașului Mihăilești a primit o icoană diptic. Copiii care au participat astăzi la Sfânta Liturghie împreună cu părinții lor s-au bucurat de daruri din partea Preasfinției sale, care au oferit fiecăruia cărți de rugăciuni, au oferit cărți de zidire sufletească și, de asemenea, a oferit cât un cuvânt de binecuvântare și de îmbărbătare pentru fiecare credincios din această parohie. Mai mult, a insistat ca proiectul extraordinar de important pe care această parohie îl are, acela de a ridica o catedrală în acest oraș din județul Giurgiu, orașul Mihăilești, catedrala acoperământul Maicii Domnului, a insistat ca acest deziderat să se realizeze, pentru că el vine ca să îndrepte o istorie nedreaptă cu acest loc. Pentru că una dintre bisericile de pe aceste meleaguri a fost distrusă de către comuniști, astfel că această parohie are această datorie împreună cu credincioșii, dar și cu preoții, ca să ducă mai departe credința strămoșilor. Pentru bucuria duhovnicească a credincioșilor au fost aduse spre închinare icoana Maicii Domnului de la așezământul monahal Grădina Maicii Domnului Letca Nouă și racla cu părticele din moaștele Sfântului Nectarie, adusă de la schitul acoperământul Maicii Domnului din satul Varlaam.